Bine v-am regăsit, dragilor, Doamne ajută! Vineri 8 aprilie anul Domnului 2016, începe o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa la Radio Dobrogea, Neptun TV și Alfa Media. O să începem așa cum ne este obiceiul și încercăm de fiecare dată să o facem cu un cuvânt de folos. De data aceasta, cuvântul de folos este din Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, taumaturgul de la Eghina, cuvânt preluat de pe doxologia.ro. Cel care este măsurat în cuvinte, este măsurat și în fapte. Cu alte cuvinte, măsura cuvintelor tale dă măsura faptelor. De ce? Mântuitorul Hristos spune foarte clar într-unul din cuvintele sale evanghelice că gura grăiește din prinosul inimii. Cu alte cuvinte, felul cuvântului arată felul inimii. Calitatea cuvântului arată calitatea inimii. Și tocmai de aceea, cuvintele multe și rele nasc păcate multe și rele. Vorbirea rea naște ură, dușmănie, mâhnire, certuri, tulburări și războaie, spune Sfântul Ierarh Nectarie. Acum, sigur, este o problemă pe care ar trebui să o discutăm și anume demagogia, adică fariseismul. Ce te faci când cuvintele spun una și faptele arată alta? E o altă boală a sufletului și fariseismul, dar Mântuitorul Hristos are foarte mare dreptate, pentru că, sigur, dincolo de demagogia sau fariseismul arătat adeseori în public, omul de regulă vorbește așa cum îi este caracterul. Și asta o observ cel mai bine atunci când stai de vorbă, cum să spun, normal. Știi că se spune că omul are o vorbire normală, adică firească, când vorbește în mod obișnuit. Și sigur, există și un gen de vorbire teatrală sau vorbirea construită atunci când vorbești altfel decât când vorbești tu normal. Dar creștinul trebuie să fie caracterizat, spune Sfântul Ierarh Nectarie, de cuvinte pline de har, de noblețe, delicatețe, de limitele purtării bune și virtuoase. Doar aceste cuvinte pot naște virtutea iubirii care aduce pacea și bucuria în societate și, bineînțeles, în sufletele fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte, spune-mi ce vorbești ca să-ți spun cine ești. Mai departe, în emisiunea de astăzi, un eveniment neplăcut sau o știre neplăcută vine din zona educației. Mai multe ONG-uri vor să dea Ministerul Educației în judecată ca să-l oblige să introducă în școli, ca materie obligatorie, educația pentru sănătate sau educația sexuală. Ei bine, lecțiile despre sexualitate ar putea fi introduse încă de la grădiniță. Este vorba de un curs în care ONG-urile vor să transmită copiilor noțiuni din timp despre contracepție și boli cu transmitere sexuală. Doar așa, spun ONG-urile, poate fi redus numărul minorilor care devin mame. Eu zic că, făcând educație pentru desfrâu, nu rezolvăm nimic. Pentru că genul ăsta de educație în care înveți doar să se protejeze, sigur, poate fi, așa cum spun ONG-iști ăștia, poate fi rezolvată o parte a problemei, bolile cu transmitere sau eventualele sarcini, dar nu rezolv problema esențială, cauza primară, focul, desfrâul. Sigur, acum dacă stăm să ne gândim, societatea de astăzi nici n-are nevoie de un om echilibrat. Societatea de astăzi are nevoie de un om desfrânat. Și când zic desfrânat, nu mă refer doar la latura trupească a problemei.
Mă refer la toate laturile, pentru că consumul, consumismul presupune multă lipsă de frâu. Ca să faci consum, trebuie să fii fără de frâu, să cumperi într-una. Și ca să cumperi într-una, trebuie să poftești într-una. Deci este vorba aici despre poftă și instinct. Am mai spus-o și o să mai tot spunem de la acest microfon că dacă vrem o educație pentru sănătate cu adevărat sănătoasă, nu trebuie să încurajăm desfrâul. A oferi tinerilor prezervative, anticoncepționale, nu rezolvă problema. Informația și educația trebuie făcută în sens, sau trebuie făcute în sens sănătos. Adică doar dându-le prezervative și spunându-le de boli și sperindu-i că aveți grijă cum faceți, nu rezolvă problema motivării sau motivului esențial pentru care se ajunge la desfrâu. Deci, dacă vrem cu adevărat să avem o educație sănătoasă, nu trebuie să încurajăm desfrâul. Din păcate, însă, există o grămadă de ONG-uri care sunt finanțate pe tot felul de programe din afară, cu bani din afară și uneori și din interior, care susțin chestiunea asta doar din motivul pe care l-am spus anterior. Sunt foarte multe companii sau corporații internaționale care finanțează astfel de programe zise pentru educație sexuală, în care, de fapt, se încurajează mentalitatea de tip fără de frâu, desfrâu. De asta, când zic educația pentru desfrâu, nu mă refer doar la desfrâul trupesc. Nu. Astăzi există această tendință a economiei globale de a simți nevoia de cât mai mulți clienți. Ori ca să ai clienți, trebuie să ai consum. Ca să ai consum, trebuie să ai pofte. Ca să ai pofte, trebuie să ai o lipsă de frâu. Un om echilibrat nu-și umple căruțul la supermarket cu tot felul de lucruri pe care, așa cum vorbeam ieri, jumătate din ele le aruncă. Și mai ales acum, că o să vină perioada sărbătorilor și toată lumea vrea să mănânce cât vede. Știi că e principiul ăsta. Ochii văd, inima cere, dar trupul nu prea mai poate, săracul. Și atunci, aici nu e vorba doar de latura aceasta sexuală, deși s-ar spune că, nu, domnule, problema este că avem multe sarcini și boli cu transmitere sexuală. E o parte a problemei. Dacă nu reușim să vedem întregul, nu vom face decât să cârpim, cum se spune, petic nou la haină veche. Știi? Nu vom reuși decât să cârpim o problemă. În prezent, mai puțin de 10% dintre copiii, ne spune știrea, învață la școală despre aceste lucruri. Despre care lucruri? Zic reprezentanții ONG-urilor că, de fapt, copiii ar trebui să învețe denumirea științifică a organelor genitale, despre igienă, despre diferențele de gen în funcție de bază, despre cum vin copiii pe lume. Și zic ONG-urile că lecțiile despre sexualitate ar trebui introduse încă de la grădiniță, așa cum se întâmplă în țările occidentale. Și am venit la esența problemei. Ce ne-a oferit nouă bun Occidentul? În domeniul ăsta mă refer. Adică, care a fost performanța Occidentului practicând o astfel de educație? Hai să vedem care este efectul educației sexuale în Occident. După mine sunt două, trei efecte, toate negative. Sigur, poate s-a redus rata transmisiei bolilor sexuale. Boli cu transmitere sexuală, BTS, cum sunt ele numite. S-a redus rata sarcinilor. Dar în același timp, s-a redus demografic Occidentul, în sensul că n-au mai născut copii. Deși nu putem spune că Occidentul n-are bogăția necesară de a crește copii. Ăsta nu poate fi un argument. A crescut desfrâul în sensul consumerismului, în sensul hedonismului. A încurajat până și narcisismul, încurajând tot felul de relații extraconjugale care au dus omul în starea de
delir sexual, de desfrâu absolut. Că plecând de la desfrâu sexual, ajungi la desfrâu total. Știi? Că plăcerea unui simț atrage după sine plăcerea altor simțuri. Și așa omul încet, încet se dezechilibrează cu totul. Deci, care este baza culturii occidentale? Iubirea de sine? Faptul că să trăim în plăceri fără a avea responsabilități și dureri? Să beneficiem de legătura trupească fără a avea copii sau boli? Păi uite unde a ajuns Occidentul. Uitați-vă unde a ajuns. În situația de a nu fi suficient de bine populat și a trebui să primească imigranți care, mă rog, generează alte probleme și... Deci dacă ne uităm la toată pădurea, nu doar la copacii din pădure, înțelegeți că e vorba asta, să nu vedem doar copacii, să vedem pădurea, să vedem întregul. Dacă ne uităm la întreg, ce a adus educația sexuală bine în Occident? A adus rezolvarea unor mici probleme, într-adevăr, sarcini nedorite, transmitere de boli, dar a generat multe alte probleme încurajând mentalitatea de desfrâu. O adevărată educație din asta pentru sănătate, cum este numită ea, că au ales alt termen pentru că românii sunt foarte sensibili când aud de educație sexuală, pentru că asta înțeleg, că e vorba de educație pentru desfrâu clasic. Și au zis, nu, să zicem educație pentru sănătate. Păi ce e mai sănătos? Ce e mai sănătos? Să ai un om echilibrat, un om care își ține instinctele în frâu, sau să ai un om fără de frâu și care caută numai să piticească fuga de responsabilitate. Ce e mai periculos? Gândiți și răspundeți dumneavoastră. Dovadă că Occidentul a eșuat în planificarea revoluției sexuale este știrea următoare. Și de asta eu mă mir că noi acum, la 50 de ani, descoperim apa caldă toxică a Occidentului. Noi vorbim de educație sexuală în vreme ce Occidentul, dându-și seama ca în al 12-lea ceas, de erorile pe care le-a comis, încearcă să mai peticească ce se mai poate petici. O știre surprinzătoare vine din Franța. Franța schimbă legea prostituției, în sensul în care se dau amenzi uriașe pentru cei care sunt prinși plătind pentru servicii sexuale. Păi asta mai pe românește înseamnă că Franța desființează prostituția. Până acum a legalizat-o, a văzut că legalizarea prostituției, așa cum se spune de mult timp și studiile serioase spun de foarte mult timp, că legalizarea prostituției, ca și educația asta sexuală pentru desfrâu, nu rezolvă decât o parte mică a problemei. Adică ce rezolvă legalizarea prostituției? Rezolvă nevoia de bani, că se iau bani din astfel de servicii, din vânzarea trupului, și rezolvă nevoia de plăceri a tot felul de oameni dezechilibrați, ăștia desfrânați, care merg în relații extraconjugale, evident, la tot felul de prostituate. Dar nu rezolvă multe alte lucruri mai tragice, și anume traficul de carne vie, traficul de persoane, exploatarea sexuală a tinerilor, umilirea lor. S-a spus că dacă se legalizează prostituția, fenomenul poate fi mai bine controlat. Aiurea, în momentul în care o legalizezi, tot felul de afaceriști vor vrea să beneficieze de legalizare, dar făcând evaziune. Uitați-vă la scandalul Panama Papers, unde sunt tot felul de bogați și au mai fost astfel de scandaluri în istorie. Nu-i prima dată când se descoperă că tot felul de bogați își țin banii în insule offshore, adică acolo unde este impozitarea mică. Păi tot omul vrea să plătească mai puțin. La fel e și în cazul prostituției. Vrea să-și deschidă o afacere, știi? Dar nu vrea să plătească la stat. Așa că statul ce mai controlează? Că el va face oarecum ilegal ceea ce se întâmplă acolo, în sensul nerespectării complete a legii, dar prostituția va înflori, va exploda în momentul în care o legalizezi. Așa că fenomenul nu devine mai controlat, ci mult mai puțin controlat. Vor fi anumite firme, să le zic, legale, controlate, și vor fi zeci de mii puzderii de alte firme care vor practica prostituția ilegal, dat fiind faptul că nu e așa, e legală. Adică e un paradox aici. Și Franța și-a dat seama de toate treburile astea și a început să urmeze modelul nordic.
Modelul nordic, care deja există în țări precum Suedia și Norvegia, și de ani de zile se vorbea în România de acest model, dar cine să-l bage în seamă că de regulă noi ne trezeam că vrem și noi acum să facem ca Occidentul. Iată că Occidentul și-a dat seama că nu e bine ce a făcut. Și anume, nu trebuie încurajată plata acestor servicii. Bine, întrebarea mucalită rămâne, păi și dacă nu le plătește pe prostituate clientul, cum face? Adică, știi, de fapt, motivația legii este una foarte corectă, și anume comerțul sexual constituie o încălcare a demnității umane, spune ministrul francez pentru drepturile femeilor. Bun, și atunci, dacă amendăm pe cel care plătește pentru relații extraconjugale, să le spun așa mai blând, ce rezultă de aici? Nu mai bine ziceam că prostituția devine ilegală și gata. Că de fapt asta este esența. S-au apucat să o legalizeze uitându-se la beneficiile mărunte și rapide și s-au trezit cu necazurile mari și generale care vin de la sine după ce legalizezi un păcat. Adică cine își închipuie că practicarea unui păcat rezolvă ceva, este un naiv, este cel mai păcălit om din istorie. Iadul e pava cu intenții bune, nu? Că așa se spune, drumul spre iad e pava cu intenții bune. Cine crede că din prostituție sau din educația asta pentru desfrâu câștigă ceva serios pe termen lung, se înșală. Nu face decât își crește un șarpela sân, care mai târziu, sigur că îl va mușca. O veste bună vine de la laboratorul care a găsit apa toxică din supermarketuri. Ieri am anunțat că laboratorul fusese închis de autorități. Astăzi aflăm că a fost deschis. Autoritățile au controlat 16 ore laboratorul care a analizat apa toxică din supermarketuri. Laboratorul fusese suspendat. Iar după aproape o săptămână au decis redeschiderea laboratorului. Asta vă spun eu, după ce s-a aflat în presă. Și și-au dat seama de gafa de comunicare pe care au făcut-o, am analizat ieri situația, deci nu s-a vorbit despre apa toxică, doar a fost o știre că s-a găsit apă toxică, s-au găsit 5 sortimente de apă toxică în magazine, da? Bun, s-a găsit apă toxică, autoritățile ne-au spus, au retras apa, au închis firmele alea, le-au pedepsit, le-au amendat, Nu. Tot ce am aflat e că s-a închis laboratorul. Știi că poate n-ar fi fost aparatura cu care a fost depistată apa respectivă, poate nu era în parametri și laboratorul nu era acreditat. Păi asta e o gafă de comunicare, spuneam și ieri, pentru că în loc să rezolvi problema apei care vizează milioane de oameni, tu te-a pus și te răfui cu ăla care a descoperit. Bun, nicio problemă, să zicem că laboratorul nu era acreditat, nu e o problemă, mai avem zeci de alte laboratoare. Adică ia apa aceea, care este presupusă a fi găsită toxică, du-o și la laborator. Ia vezi celălalt acreditat ce spune, că or fi laboratoare acreditate în țara asta, mă gândesc, da? Bun, ia apa și du-o la laborator, ia vezi ce se întâmplă. Este apa așa cum spune laboratorul? După aia, dacă se demonstrează că apa nu e toxică și că laboratorul a mințit, poți să te răfui cu el, nicio problemă. Dar mai întâi demonstrează ce e cu apa aceea. Ori faptul că tu n-ai fost preocupat inițial de apă, ci de laborator, asta nu este bine. Și atunci oamenii și-au dat seama, totuși că au gafat și au redeschis laboratorul. Bine, rămâne întrebarea, ce se întâmplă cu apa aceea? Că nu se întâmplă nimic, deși am descoperit 5 sortimente de apă plată toxică la rafturi, plină de microorganisme, mai știu eu ce. Alți oficiali ne-au spus că la ora actuală legislația în România permite oricui să îmbutelieze, dacă vrea, și apă de la robinet și să o vândă, pentru că nu există niște prevederi legale foarte stricte pe domeniul acesta. Și noi ce facem? Noi ne referim cu laboratorul care a descoperit apa? Ziceți ceva de apa aceea? Ce se întâmplă? E bine, nu e bine? Sau cumva interesele comerciale au început să depășească de mult bunul simț? Mă gândesc eu așa.
Pentru că dacă vorbim de interese comerciale, mai avem un caz în care, cum să spun, demonstrăm că globalizarea economică este pur și simplu o cloacă de interese care uneori dau peste cap și bunul simț și eficiența, până la urmă, economică, doar din dorința de a mai scoate niște bani. Uite un exemplu, ca să trecem la concret. Deși în țara noastră există huilă la un preț bun, știți tipul acela de cărbune care se folosește în termocentrale, România prefera să plătească dublu pentru huila de import. Adică noi am importat huilă la preț dublu și de calitate ceva mai slabă decât ce avem noi în România. Păi de asta noi închidem minele, ne plângem că nu merge economia românească și că minele nu sunt rentabile. Păi poate nu sunt rentabile tocmai de asta, că e mai rentabil să ai niște afaceri cu niște firme. De unde a cumpărat România huilă la preț dublu? Ia, fiți atenți aici, Complexul Energetic Hunedoara a cumpărat în perioada 2011-2013 570.000 de tone din Rusia. Ca să nu mai zicem că nu facem afaceri și cu rusul. A zis domn președinte că e mai bine cu americanul decât cu rusul, dar etic, avem afaceri și cu rușii. Globalizarea economică a prins România la mijloc. România este o țărișoară care este disputată, sigur, acum este integrată într-un bloc economic mare, Statele Unite, Europa, dar asta nu înseamnă că nu poate avea relații comerciale și cu Rusia. Că dacă ne uităm aici pe platforma, nu mai departe de platforma Mării Negre, unde avem gaze și petrol, și ne uităm la cui a concesionat statul român perimetrele de gaze și petrol, o să aveți surpriza să vedeți că acolo sunt firme și din America, și din Canada, și din Rusia, și din Australia, și de mai știu eu pe unde. Toată lumea vine și forează aici. Ba, avem și vreo două firme românești așa, de probă, știi, că să nu zicem că n-avem și noi. Globalizarea economică este, asta este. E ca și cum avem următoarea imagine. O căprioară doborâtă de o haită de lupi. Și fiecare lup trage să ia cât mai mult. Deși ei acționează în haită și sunt cumva sincronizați când atacă, după aia fiecare lup mănâncă cât poate el de mult. Știi? Cam așa este și în economia globală de astăzi. Căprioara România a fost prinsă de lupii cei mari economici, care, sigur, au atacat concentrat, sincronizat, și acum fiecare ia cât poate din ea. Asta este economia, nu avem nimic antioccidental aici, nimic anticapitalist, că au mai zis unii că uneori emisiunea asta e anticapitalistă. Este doar în măsura în care capitalismul intră în mari și grave conflicte cu creștinismul. Admiterea, na, joc și voie bună, n-avem noi nicio treabă. Fiecare să trăiască din ceea ce muncește, dar, mare atenție, munca ta nu trebuie să devină o problemă atât pentru tine, pentru sufletul tău, pentru mântuirea ta, cât și pentru cei din jur. Pentru că, să fim serioși, și capitalismul are exploatare sexuală, exploatare a oamenilor de tip sclavie și așa mai departe, că se vorbește de angajați umiliți, plătiți prost, ținuți în condiții indecente pentru ca să produci tu flaneaua aia sau pantalonul ăla super ieftin la raft să se bată lumea pe el. Deci, există provocări din toate părțile, pentru că, vă repet, un adevăr constant al lumii, indiferent de sistemul socioeconomic, politic, ce s-a proiectat vreodată, că e capitalism, că e socialism, că e republică, că e monarhie, că o fi ce-o fi. Toate pe hârtie au avantajele și frumusețile lor. E, când intervine sistemul, sau când interacționează sistemul, mai bine zis, cu elementul uman, care este cu tendințe spre corupere, spre păcat, asta este firea noastră umană, trage la păcat. De asta e o luptă duhovnicească viața. Atunci toată frumusețea de pe hârtie zboară.
Și comunismul a zis la fel și capitalismul promite la fel bunăstare și uite că vedem că bunăstarea unora este ascunsă de ochii altora ca să nu plătească ei tocmai în comunități și așa mai departe. Adică hai să nu fim chiar atât de naivi, să înțelegem puțin economia globală, dar stai că am ajuns cam departe de la cărbunele din Rusia, da? Păi ia să vedem. Tona de cărbune din Rusia costa 436 de lei tona, că vine din Rusia. În vreme ce același tip de cărbune extras din Valea Jiului costă 232 de lei pe tonă. Și ne mai întrebăm că unde se duc banii. Păi banii se duc... Unde se duc? La capitaliști. În buzunarele capitaliștilor, nu? Asta este. Deci, după ce că avem faliment pe Valea Jiului și mai știu eu ce, mai și luăm cărbune scump, crede? Așa e contractul. Vă place economia, nu? Mai departe în emisiune, că tot vorbim de industrie, capitalism, dorință de profit și alte chestiuni de genul acesta, mergem la post. Este post și foarte multă lume vrea să mănânce de post. Capitalistul a și aflat că postul poate fi o bună piață, așa că a inventat produsul de post. De regulă, cu aspect cât mai de dulce. Avem lapte de post, avem brânză de post, adică omul să țină un post fără să se prea chinuie, să aibă senzația că n-a schimbat mare lucru în viața lui. El tot a rămas pe lapte, carne, brânză, mai rămâne să inventeze ouul de post. Stilul de viață e același. Mic dejun cu lapte de post, la prânz cărniță de post din soia cu tot felul de delicatese, între mese așa un fel de, cum se spune, un sandwich rapid așa, se poate face cu ce? Cu pateu de post. Există pateu de post. Mare atenție la pateul de post și mare atenție la toate aceste produse de post, pentru că produsele de tip pateu vegetal, consumate mai ales acum în timpul postului, conțin între 4 și 15 aditive alimentari, arată Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului. În urma analizelor s-a descoperit nu doar că există mulți aditivi alimentari, ci și că au foarte multă sare. Foarte multă sare. Conținutul de sare este ridicat. Pleacă de la 0,51 grame la 100 sau 0,51% grame pe 100 de grame de produs și ajunge la 1,89 de grame la 100 de grame de produs. Adică aproape 2% sare în pateu. De asemenea, nici zahărul nu lipsește și tocmai ce vorbeam că și zahărul e un produs care naște adicție, indiferent că zahărul este introdus în pateu sau în alte produse, el este un drog, dar există și pateu cu zahăr. De ce? Ca să mai mascheze uneori gustul neplăcut al chimicalelor ce se amestecă. Pentru că orice pateu vegetal pleacă de la o rețetă de bază, după care se construiește tot felul de rețete și gusturi. Știi? Rețeta de bază este apă frecată cu ulei. Adică e o chestie interesantă. Uleiul se freacă cu apa atât de mult încât devine un fel de pastă. Uitați-vă pe toate pateurile vegetale și veți vedea că primele produse sunt ulei vegetal și apă. Adică nu frunze, nu mai știu eu ce ingrediente de bază de post. Nu, ingredientul de bază este apa frecată cu ulei. Și după aia 3%, 2%, 5%, 1% are ardei, ciuperci, mai știu eu ce. Adică e ca și cum ai dat cu sare peste el, știi? Așa, e un praf de ardei, de un praf de ciuperci, un praf de nu știu ce. Toate pateurile sunt de fapt o pastă care pleacă de la apa frecată cu ulei, care are un gust neplăcut, după care se adaugă tot felul de aditivi pentru a îmbunătăți gustul. Iată, de exemplu, câteva euri prezente în pateuri. Pastă vegetală cu ceapă și verdeață cu membrană artificială, 7 euro. Pastă vegetală ardeal, 6 euro.
pate vegetal Baroni, 14 euri. Pastă tartinabilă Bucegi, 14 euri. Campo Frio, pastă vegetală cu ciuperci, 4 euri. Asta e cel mai puțin. Carrefour, pastă vegetală cu ciuperci, 11 euri. Cristin, produs vegetal tartinabil, 14 euri. Produs vegetal tartinabil cu măsline Cristin, 15 euri. Și tot așa, între 4 și 15 euri variază toate produsele astea. Deci, după mine, ca să nu mai lungim mult vorba, că oricum e clar că n-are rost să explicăm prea multe, evitați pe cât posibil pateul care vă, cum să spun, pur și simplu vă îmbolnăvește ficatul. Că înainte era pateu de ficat, acum e pateul la ficat. Știi? Adică pateul ăsta se duce exact la ficat cu toți aditivii lui alimentari și creează foarte multe probleme și de acolo întreg sistemul de sănătate, pentru că aditivii alimentari nu sunt întotdeauna benefici. Sigur, uite, sarea este un aditiv alimentar și uneori sarea dă gust mâncării. Dar când vezi tot felul de chimicale, de conservanți, de mai ales vorbesc de monoglutamatul de sodiu, care dă gust bun, a tot felul de chestii care fără el ar avea un gust oribil. Apă fricată cu ulei. Dar dacă se pune monoglutamat de sodiu, mamă, are un gust așa de bun, zici că mănânci carne de fazan sau mă știu eu ce, depinde cum interpretează stimulii tăi, receptorii tăi, cum interpretează chestiunea, bomba respectivă chimică. Deci, preferabil lăsați pateul la locul lui în raft ca să nu vi se pună la ficat. Și încheiem revista presiei de astăzi cu o știre amuzament. Este și vineri, este ultima ediție de Presat Presa pe această săptămână. Românul are o vorbă, când e vorba de capitalism, că tot vorbeam de capitalism și eficiența banilor. Frate, frate, dar brânza e pe bani. Adică, oi fi o frate cu tine, dar dacă e să-ți dau niște brânză, e bine să mi-o plătești. E, vorba asta, să știți că se regăsește și sub altă formă în Germania. Cultura neamțului, care are așa o imagine a perfecțiunii, a punctualității, a seriozității, nu? Neamțul e om serios, e om punctual, e om al preciziei, este inginer. Neamțul este calculat, așezat, eficient. E, totul până la cârnați. Neamțul e frate cu neamțul până la cârnați. Avem următoarea știre. A fost la Berlin o mare adunare a acționarilor de la Daimler. E o firmă producătoare de motoare. Știm bine, mașinile nemțești sunt cele mai apreciate prin Europa. Daimler Chrysler, care produce tot felul de mărci de mașini. Și s-au întâlnit acționarii generali. Ca de obicei, este un eveniment din ăsta corporate, cu lume bună, cu antreu, cu discursuri și cu ceva pe masă. Că vine omul, vine, dar trebuie să mai și mănânci ceva. Toate bune și frumoase până la cârnați. Doi acționari ai marelui concert german s-au luat la ceartă, aproape să se ia la bătaie, de la niște cârnați, domne. Unul l-a acuzat pe altul că ia prea mulți cârnați, prea mulți crimvuși din ce era acolo pus pe masă, știi? Adică, vă dați seama, X și Y, hai să-i numim așa, neamțul X și neamțul Y. Bine, neamțul X, a, ia uite, avem aici mâncare, ia să luăm și noi. Și dă-i, 1, 2, 3, 4, câți o fi luat, nu știu. A venit neamțul Y și a zis, Herr, my friend, ce faci tu aici? Păi nu ții cam mulți cârnați? Altul o fi replicat. O zis, bă, dar ce ai tu cu cârnații mei, știi? Adică nu ți ajunge, suntem la un dita evenimentul, companie de renume mondial și ne certăm pe niște cârnați. Și a început acolo o altercație verbală, soldată cu injurii și cu intervenția poliției. Au fost, să luăm niște statistici, ca să vedeți că neamțul e calculat, dar calcularea lui uneori îl duce la chestiuni de genul ăsta. Au fost 5.500 acționari veniți și au fost prezenți 12.500 de crenvuși fierți. Adică pe românește ar veni cam 2 crenvuși de căciulă, știi? Cam așa zice românul.
Adică, bă, să nu mănânce unul. Hai, poate îl mănâncă și pe al doilea. Și acum, o fi luat unul mai mult de doi și ălaltul i-a zis, hei, vezi că sac limita, adică ne lași pe noi ăștia, lasă fără cârnați. Uite, suntem 5.000 aici. Că au ești altercații, cine știe ce s-o fi întâmplat. Ce și-au zis, nu spune presa, dar un acționar al Daimler a luat la pachet de mai multe ori cârnăciori de la bufet, a explicat o purtătoare de cuvânt a companiei. O acționară aflată de față l-a atenționat pe lacom și i-a zis, heră, neamțu, vezi că ești cam lacom. Celălalt a replicat, s-a ajuns la jigniri și a trebuit să vină poliția. Am chemat poliția ca să facă pace, a precizat șeful Consiliului de Administrație al Daimler Chrysler. A fost vorba despre cremvuști. Deci vă dați seama. Deci am zis, toate sistemele pe hârtie par frumoase. Mă, când e vorba să se întâlnească cu decăderea din om, totul iese praf. A fost omul lacom, a zis, bă, dacă tot e gratis și-ți ditai acționarul, mi se cuvine, nu? Că asta e problema lăcomiei. Nu te lasă să vezi și pe cel de lângă tine. A zis, frate, eu sunt acționar la firma asta, da? Păi ce sunt eu aici? Ia să bag eu niște cârnați la sacoșă, că înțeleg că i-a luat la pachet, da? I-a luat la pachet. Așa că, întrebat cum vede problema șeful Consiliului de Administrație, vă dați seama, deci din tot raportul acționaratului Daimler Chrysler a rămas în presă că cremvuștii au fost problema și a zis șeful Consiliului de Administrație, a zis, data viitoare fie aduce mai mulți cârnați, fie renunțăm de tot, ca să nu mai fie problemă. Simplu, vezi? Neamțul neamț are și el o problemă, cârnăciorul. De altfel, cremvurștul, patria lui acolo, în Germania, că cremvurst, adică cârnat popular, cam așa s-ar traduce, da? Nu mai zicem ce acționari are, ce profit a înregistrat, nu, știrea e clară, adică oricât ar fi el destilat capitalismul, mă, când se întâlnește cu elementul uman, are o problemă. Despre asta este vorba și asta e valabilă în toate sistemele, de asta nu trebuie să creadă cineva că am ceva capitalismul sau am ceva comunismul sau... Nu, nu, toate sistemele au același pattern. Pe hârtie sunt bune, sunt frumoase, au avantaje, sunt așa lapte cu miere, e, când se întâlnesc cu elementul uman, se alege dezastru dacă omul nu este prea bine educat, că aici este problema la educație. Știi? Educația omului, adică să învețe să fie stăpânit. Ce frumos ar fi fost dacă acționarul ăsta n-ar fi avut mentalitatea asta de lacom, frate, eu sunt acționar în firmă, pot să fac ce vreau. Dar mai gândește-te puțin și în jur. Știi că despre asta este vorba. Nu lua tu toți cârnații până la urmă. Asta, bine, se întâmplă oriunde și competiția adeseori este, de fapt, o luptă acerbă pentru resurse, pentru putere, pentru multe alte lucruri pe care le știți și dumneavoastră. Nu mai insist atât din emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Cu ajutorul Dumnezeu ne reauzim și săptămâna viitoare la această emisiune de Presat Presa. Toate cele bune, Doamne ajută!